Hello, dragilor, ce mai faceți? Bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi mergem să facem croaziera pe Bosfor și am început dimineața cu drag și spor la o cafeluță, desigur, pentru că v-am zăpăcit. Și mergem să căutăm excursiile, așa zisele excursii, turul pe care vrem să-l facem. Știți că noi într-un vlog anterior v-am spus de fapt că sunt agenții de turism aici unde găsiți acest tur de Bosfor foarte scump. Și noi l-am găsit ieftin, să vă arătăm diferența între cele două. Unde aici am luat excursia, ele sunt 4 ore 15 euro, 3 ore 10 euro și 2 ore 5 euro. Și facem toată partea asta. Dacă luați din centru, vă rupe. 20 de euro, cea mai ieftină. Ce e super tare. O să venim aici la 4:30. O să ne ia ghidul de aici și o să mergem împreună. Un lucru foarte drăguț este că o să avem ceai, cafea și biscuiți gratuit. Și e foarte tare, bărcuță. Da. Ce aștept să vedeți. Și am dat 10 euro da. De persoană, deci 95 de lei, nu știu cum s-a convertit. 95 de lei. Da, zicem 100. Da. Dragilor, am ajuns aici și așteptăm să vină ghidul ca să mergem la vapor. Să știți că noi, repet, am achiziționat mini-excursia cu 10 euro, 3 ore de persoană. Și avem următorul traseu. Pe aici o să petrecem o oră, dus o oră până aici la ruine și oră întors. În acest pachet o să avem, cum am zis, cafea, ceai și furse curi gratuite și cred că voi e bună cu siguranță, așa că eu zic să rămâneți cu noi ca să vedeți cât de bine o să ne distrăm. Am plecat. Da, dragilor, să urmărim steagul Franței. Da? Steagul Albaniei. Am călcat-o pe domnilor Adinca. Da, mai rupa pucul. Merg cu noi în excursie. Da, și mai avem câțiva doritori în spatele nostru. Am ajuns în Portuleană. Pe partea stângă Bosforului, dragilor. Și acum ne îmbarcăm. Urmăm steagul roșu. Haideți. Așa ca de aniversare de nuntă de 3 ani. Ia uitați ce surpriză am pregătit. Sper să vă placă. Am venit. Hai că e drăguț. Dăm startul petrecerii? Hai. Hai. Să fie dăzmânt. Ne-am urcat, s-a umplut, nu știm când. Dar e full. Am găsit și noi două locuri aici. E bine, avantajul este că ne putem muta scaunele. Și e priveliște bună de aici. Bosfor, venim. Păzea. Da, dragilor, și-am plecat. Sper să fie drăguț. Da, este. Podul ăsta cred că se numește Portul Ataturk. Cred că vrea să ne zică ceva, dar nu acum. Avem aici moschea lui Suleiman. Ghidurile, da. Da, acum trecem pe Sufoci. Ia să vă arăt un submarin. أول طائرة، أول سفينة، أول سيارة، أول غواصة. بحب زي المرحب بتوع مطار. Был основан в 1994 году. Рахим Кочем, основатель. Знаменитые семьи Кочи. Весь этот музей я для общественного посещения работает каждый день, кроме понедельника. Чтобы добраться до него, можете сесть на автобус со станции Эмнёнү до станции. Am ajuns aici la podul ăsta, am întors și acum ne întoarcem înapoi către Bosfor. Ăsta este Cornul de Aur. Trecem înapoi pe lângă submarin. Este foarte bun, este un ceai negru, tipic lor. Fursecul la fel.
Așa, așa, așa. Ia uitați. Kerem nerede? Ahmet abi. Kaptan Kerem var. Să te liniștești, nu să stai pe net. Așa este, dragilor, da. Revenit în port după o oră. Am făcut cordul de aur, nu? Da. Și acum trebuie să facem turul pe Bosfor, nu? Încă 2 ore. Da, 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 încă 2 ore. O oră dus, o oră întors. Exact. Deci după ce vă duce și vă plimbă în cornul de aur o oră, vă aduce înapoi aici și alte persoane care au plătit doar turul pe Bosfor, care e 5 euro de persoană. Ce am făcut noi până acum i-a fost 10 euro, 5 euro în plus pentru cornul de aur. Și vine înapoi în port, ia pe ceilalți oameni care se urcă împreună cu noi și mergem pe Bosfor acum. Sau 4 zile de când e vaporul ăsta aici. E cât un oraș întreg. Ia uitați, aici au cinema. Ce mai e lux? Zici că e Titanic ăsta. Uitați câtă lume e la balcon. Uite, face Cori cu mâna unui domn care face și el cu mâna. Foarte tare. Îmi place, da, da. Se merită, dragilor, chiar ne gândeam, măi, să facem croaziera pe Bosfor sau să ne facem. Noi oricum am fost ieri pe insule și am zis, oricum am văzut Marea Marmara, zic, ce rost mai ales să facem excursia pe Bosfor. Dar să știți că este relaxantă și chiar se merită și încurajăm să faceți asta, pentru că nu este mult. Ați văzut și voi 10 euro pentru 3 ore. Chiar se merită, zic eu. Thank you.
uitați aici. Loc de ținut spectacole. Cred că așa arată la ei un fel de teatru de vară. Da. Uite că acolo artiștii. Da, și cred că uite, trebuie să înceapă, bănuiesc. Se fac niște repetiții de lumină acolo. Da. Avem aici Romi Cățociu, Cornel Palade, Raul, Jador. Cine mai cântă? Teo Roj. Am ajuns la fortăreață. Și aici o să ne și întoarcem înapoi către port. Gata, am întors. Avem podul acolo. Și acum vedem partea asiatică a Istanbulului. Mai e un port. Ăsta e al doilea, pe care noi nu-l vedem de acolo, de la noi, din Portugala asta. Mai e unul. O să trecem și pe lângă ăla. Deci sunt două asemănătoare. Ia uitați, ai niște cartiere, niște case. Partea asiatică e bogată aici la coastă. Am oprit să mâncăm ceva aici la Specific Turcesc. Avem și meciul acolo, CFR Cluj. Și ce credeți? Avem pe doamna în spate care ne prepară aceste lipi cu cărniță. Ia să vedem. Alexandru, că o să-i fac și acasă. Să vedem ce iese, o să filmăm. Și-am prins loc aici în față, lângă ea. Stăm la un ceai acum. Urmează să ne vină și mâncarea. Și în continuare ne uităm la meci. Mi se pare ciudat să văd CFR-ul aici. Eu țin cu Steaua. Da. Gata, Cori, a venit mâncarea. Dar frige. Sigur o să fie bună, că le povestim după aceea cum a fost. Cum e? Are gust puternic. De hită. Poate e și oaie. Mie îmi place, doar că nu știu prea cum. Ce bine că mi-am luat cu cartofi. Ce? Cu cartofi? Da. M-am pus în șpeata. O să-mi placă, nu? Eu așa zic, că da.